Năvodărenii promit multe în Liga 1. După reușita de pe teren propriu împotriva medieșenilor din prima etapă a campionatului, aceștia au ținut frâu și brașovenilor, cu care au remizat în prima parte a meciului. A doua repriză a fost mai disputată. Năvodărenii au reușit să deschidă scorul prin Sorin Chițu în minutul 76. Pentru brașoveni a egalat în minutul 90 Ionescu. În același timp, Osman Ndoye a fost penalizat de arbitrul central cu cartonaș roșu. Acesta va fi suspendat la meciul împotriva celor de la Botoșani. În acest moment, Săgeata se află pe locul 4 cu 4 puncte, pe când FC Brașov se află pe locul 14 cu doar un singur punct. Miercuri, elevii lui Tibor Selimeș vor juca un meci de pregătire împotriva divizionarei secunde FC Farul. Meciul începe la ora 19 și se va juca pe stadionul Farul din Constanța.